Salutare, prieteni, și bine v-am găsit aici la un nou videoclip după foarte, foarte mult timp nu chiar de nepostat, pentru că am mai postat pe YouTube, doar că nu am mai filmat eu de foarte, foarte mult timp, de vreo lună și ceva cam. Și am revenit aici un pic cu un update la grădina noastră, zicem ce s-a mai întâmplat pe aici, ce s-a mai făcut, cum arată. 23 august, final de vară, început de toamnă aproape. Încă e cald afară, azi a plouat puțin. După cum se poate și vedea, este ud pământul. Și astea din față sunt roșiile mele, alea care erau arse și ziceam că nu se mai fac. Mai țineți minte când erau atâtuca, erau săracele aici, atâta care le-am plantat. Și uitați și voi cum au crescut de mari și au făcut o grămadă de gogonele. Cel puțin astea din față e plin de gogonele și o să vă arăt imediat. Dar în momentan să începem cu roșiile astea mari. Am luat o grămadă de roșii deja coapte de jos. După cum se poate vedea, ramurile de jos sunt aproape goale. Mai sunt câteva. Unele mai sunt și stricate când au și plouat destul de mult. Și nu prea le priește foarte, foarte bine ploaia. Asta e chestia nasoală la roșii, pentru că dacă plouă prea mult și mai ales în timpul coacerii, se pot crăpa sau se pot deteriora. Dar niciun problemă. Sunt buni și așa au un gust unic față de cele cumpărate. Și uitați-vă și voi, avem aici încă două aproape coapte. Deja, adică merg, am mai luat așa, iată. Și mai avem aici care se coc foarte, foarte mari și foarte faine. Și sunt și câteva șeri, mai mult ca sigur, astea sunt șere de aici. Pentru că sunt destul de micuți, astea n-au crescut, față de alea de pe partea cealaltă care sunt imense. Uitați-vă și voi, alea sunt micuțe. Alea s-ar putea să fie un tip de șeri, dar nu sunt șerile care le-am cerut eu. Care sunt de aici, astea da, sunt black cherry pentru că știu ce am semănat eu. Și sunt vreo două plante care mi le-au nenorocit un pic mana, cred că, sau nu știu, un putregai ceva, o să vă arăt imediat, nu mai știu care. Uite aici. Uitați-vă. Vedeți? Un putregai ceva, nu-i mana, că mana era pe frunze, asta e direct pe tulpine, nu știu, un fel de putregai ceva, tot de la... Uite și un copil aici care n-are ce căuta. Astea le-am copilit la maxim, deci n-a rămas niciun copil, efectiv, niciun copilaș. Toți copiii dați jos, am lăsat un singur vârf, decât la una am lăsat două vârfuri la asta, am pus și suport, am pus doi haragi, decât la asta am lăsat două vârfuri, ca să văd cum merge. Merge foarte bine și cu două vârfuri, normal și normal la șierii merge un vârf cam pe la înălțimea asta și după aia lăsați toți copilii, pentru că șerile fac foarte, foarte multe și au o legătură excepțională. O să vă arăt imediat ce legătură au față de astea care multe au avortat. Și știu și de ce au avortat, pentru că am lăsat copil prea mult la asta și roșii sunt mari și nu mai au avut putere ca să le dea să dea și alte roșii, din păcate. Vedeți că partea de sus toate florile sunt avortate. Dar e bine și așa, uitați-vă și voi ce roșii imens avem aici. Abia aștept să se coacă. Uite, una mare de acolo deja începe să se coacă. Uitați-vă aia. Asta s-a stricat puțin, vedeți, aici deasupra. Și una aici, tot așa s-a stricat. Mai sunt și stricate, dar asta e. Așa e în câmp deschis cu roșiile, e greu cu ele, pentru că ploaia le distruge, efectiv. Dacă n-ar ploua, le-ar merge super, super bine. Dar au plouat foarte, foarte, foarte mult vara asta, cel puțin iunie și iulie. O bubuit, august a fost așa, jumătate. Dar e ok și așa, uitați-vă și voi ce roșii mari în câmp deschis. Asta cred că are vreo 500 de grame lejer. 100.000, uitați-vă și voi cât e de, așa de cărnoasă pare. Și încă aici una marișoară. Sunt foarte, foarte mari roșiile. Și sunt destul de multe, adică chiar sunt destul de multe. Astea dacă le puneam odată cu astea, sau dacă îmi dădea ăla din piață ce am cerut, era full. Și nu știu ce naiba, iară ne-o săpat aici. Iară ne-o săpat, nu mai bag mâna. Ui, un cârtițoi. Și cred că cârtița un sap aici. Dar hai să vă arăt. Hai că nici nu m-am filmat. Așa trebuia să începem cu mine. Hai să vă arăt și black sherry-ul cum arată și gogonelile și ce legătură foarte puternică. Deci legătură de 100%. Toate florile au ieșit ca lumea. Și am aici o plantă unde vă pot și arăta. De fapt am mai multe plante. Hai să vă arăt pe asta. Uitați-vă și voi ce legătură frumoasă. Uitați-vă și voi câte flori au făcut în primul și în primul rând. Deci black sherry-ul face ciorchini. Efectiv face o ramură lungă pline de gogonele. Uitați-vă și voi. Deci avem una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 gogonele și uitați-și voi câte flori încă sunt deschise și toate o să iasă gogonele și uitați-și voi ce e sus aici. Ce îmi place la Black Sherry pentru că nodurile sunt destul de apropiate. Deci sunt destul de apropiate. Un pic că ăsta e mai la distanță, dar nu foarte, foarte mare. Cred că undeva la 20, mai puțin de 20. Și de aici uitați-și voi, imediat, pac, altul, acolo, altul, acolo, altul. Deci sunt foarte, foarte, foarte apropiate nodurile. Uitați-vă și aici, un exemplu. Uitați-vă, pac, etaj, etaj. Uitați-vă și voi ce aici. Gogonele în prostie. Acum să vedem dacă se vor mai și coace. Asta va rămâne de văzut, mai un copil acolo. Cresc copilii foarte, foarte repede la Black Sherry. Acum două zile am trecut prin ele și iar au crescut înapoi. Cresc incredibil. Și mă tem acum e că ele astea, uitați-vă și voi, începe putregaiul ăla exact ca la celelalte pățesc, doar că la astea pare un pic mai agresiv. Uite, chiar și la o roșie mi-a dat, uitați-vă acolo, fix în capăt. Și putregaiul ăsta e foarte, foarte nenorocit pentru că, efectiv, nu știu cum să vă zic, când moaie tulpina, o moaie și cade. Deci nu e bine deloc. Am dat o zeamă bordeleză, dar cam degeaba. C-o plouat și n-am făcut nimic cu ea. Mai am una, o să le-o dau. Uitați-vă și voi ce e aici. Uitați-vă și voi ce e aici. Gogonele frumoase. Acum, nu știu dacă va mai fi timp de coacere, dar măcar am testat. Astea le-am testat mai mult. Am acum gunoi, am făcut un măcerat din găinați de găină și o să-l dau începând de săptămâna viitoare. Le-am luat și acea sticluță pe care v-am arătat acum câteva clipuri de mai multe, are mai multe proprietăți foarte, foarte benefice și chiar și-a arătat adevărata putere. Recomand să vă uitați la clipul acela, o să vă-l pun undeva pe sus, dreapta, stânga, dreapta, jos, miro, eu! Așa, și ce să mai zic? Arată destul de bine, uitați-vă și voi. Deci legătură 100%, n-am văzut încă așa ceva, dar cicări și ele așa fac. Deci au legătură foarte, foarte bune. Și la anul vreau să pun, dacă iau solar, vreau să pun undeva la 4 soiuri de Sherry. Pentru că am văzut unele soiuri de Sherry și au zis că sunt cele mai gustoase și chiar vreau să le testez. Dintre care cred că vreo 2 soiuri și exotice. Abia aștept. Bine, toate sunt exotice, adică Sherry-urile nu-i ceva obișnuit la noi. Și uitați-vă și aici ce gogonelă, ce gogonică mare. Ce gogonele mari, mai bine zis. Uitați-vă și aici, aici. Și uitați-vă și ce legătură mare aici, până aici jos. Aici le-am legat cum am temut că când vor crește mare, la cât e de mare tulpina, se vor lăsa în jos. Și am zis să facă așa o legătură ca să țină bine. Și am mai văzut aici un par. Deci n-am văzut așa ceva. Dita mai ramura. Asta are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 gogonele ieșite și 13, 14, 15, 16, 17, 18, vreo 22 o să iasă din asta. Deci cam 20-25 de gogonele pe ramură. Incredibil, incredibil. Uitați-vă și aici acolo. Da, partea asta, că le-am pus prima dată, dacă vă aduceți aminte, partea asta și cu partea asta, astea au făcut gogonele. Aici un pic mai puțin, pentru că le-am pus tot așa. Astea sunt un pic mai mici decât astea. Și asta a început să florească frumos, încă nu au făcut gogonele, dar e plin de floare. Plin de floare. Nu cred că va mai fi timp de coacere, pentru că e gata septembrie. Hai zicem că septembrie, toată luna poate o să mai crească gogonele, dar nu prea cred la astea. Șansă destul de mică, dar na, măcar testăm să vedem. Așa. Cam asta e cu roșiile. Arată super, super, super bine. Eu sunt fericit, să zic așa, iată. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat și aceste roduri în câmp deschis, care e foarte, foarte greu să crești roșii în câmp deschis, pentru că sunt foarte, foarte multe boli. Afară n-ai un spațiu protejat și e destul de greu. E destul de complicat. Soluțiile nu prea ajută foarte, foarte mult, că azi dai, peste 2-3 zile iară plouă, iar trebuie să dai și tot așa, la fiecare ploaie trebuie să dai cu ceva. Și dacă nu, e cam jale. Avem aici și conopida, a treia conopidă care mi-a ieșit. Mai avem aici una care ar trebui să formeze, dacă nu cumva au și format, nu, încă nu au format, dar începe să formeze și aia. Deci avem aici a treia căpățână de conopidă, miciudă, foarte... Acum, asta e, la anul o să punem, nu știam că se face conopid în zona noastră, chiar nu știam. Și asta trebuie să o iau chiar astăzi, pentru că eu am uitat de ea și uitați-vă că deja sunt galbenit și începe să se strice, vedeți, aici și aici, un picuț. Asta e imens, uitați-vă și voi cât a... Asta are un kilogram lejer. Asta are un kilogram lejer, trebuie să o iau imediat. Imediat o să o luăm. Castraveții,
Incredibil câți castraveți am putut să iau anul ăsta. Acolo mi-o cam ars, de atunci când am avut, când au fost frigurile alea, mi-o cam ars. Dar aici încă se prezintă destul de bine, mai sunt frunze, bineînțeles, că na, e când deschizi, am zis, plouă, n-ai cum, n-ai ce să le faci. E greu și, și oricum, e deja august, final de august, adică e cam final de castraveți ăștia, i-am pus în mai. Normal și normal, acum la început de august se pune încă o tură de castraveți ca să ai pe toamnă, dar n-am mai pus, la anul se pun. Cel mai probabil, dar uitați-vă și aici ce castraveți. Uitați-vă și aici, plin de castraveți, trebuie să iau iară. Uitați-vă. Și câți ies încă. Câți ieși, câte flori. Uitați-vă, castraveciori. O grămadă de castraveciori, ce frumos. Ăștia trebuie să iau și să-i pun la murat. Uzei, amicuți, fain. Deci e plin de castraveți, uitați-vă și aici ce castraveți. Fain. Deci arată super, super. Noi, nu i-am mai acoperit, am lăsat așa pentru că nu trebuia să-i acoperez nici pe ea mai deloc. Pentru că când îmi deschis, v-am zis, copilirea e foarte, foarte riscantă și așa e și la roșii. Așa e și la roșii. Eu de-aia n-am vrut să le copilesc, dar că am crezut că e prima dată că șerii și am zis că nu le mai copilesc, că la șerii nu se copilește chiar. Numai un pic de jos și atât. Astea le-am copilit tot. N-am lăsat niciun copil. Am vrut să mă duc direct pe în forță cu ele. Uitați-vă și voi câte sunt de mari, că sunt aproape cât alea. Da, castraveții se prezintă destul de bine încă, încă vor face, cel puțin până la jumătatea lui septembrie când o să dea frig un pic, atunci chiar cred că o să moară la primul frig pentru că castraveții sunt foarte, foarte gingă și geruri. Dar eu zic că arată bine și oricum am luat castraveți că n-am avut ce să fac cu ei, am dat și în stânga și în dreapta, nu mai știam ce să fac cu ei. Avem aici broculele ăla mare care le-am plantat și au început să facă căpățâni și aici, uitați-vă și voi, mititele, foarte, foarte faine. Uitați-vă și ei, căpățâni de broccoli, o grămadă, o grămadă de căpățâni. Uitați-vă și ei, astea sunt rezistente și cam acum începe septembrie, pentru că vremea se răcește afară și începe să crească în forță și în forță. Căpățânile de broccoli, uitați-vă și ei câte căpățâni. Oricum o să revenim cu update când o să fie mari și o să le recoltăm, o să revenim cu clip. Avem aici și vânăta, singura vânătă care a ieșit. Bine, au fost ieșit două, mai era una aici, dar nu știu ce, ori câinii, ori vrăbile ceva, mi-o smuls-o și pur și simplu n-am mai găsit-o, era cam, exact ca asta era, exact ca asta, bine, când o luat-o era mai mică, dar era amândouă ieșit odată, uitați-vă și, o să vedem destul de mărișoară, ea are timp, până la sfârșit de septembrie, o să crească un pic. A, uite, cum mai și una aici, dar asta e ceva bolnăvioară pe o parte, dar, da, foarte multe flori avortate și la vânătă, pentru că vânăta nu prea îi place frigul și noaptea aia, v-am zis, e destul de frig la noi aici, la munte, dar e ok, e ok. Nu le-am dat cu nimica, pur și simplu am lăsat așa și, oricum, vânăta foarte rezistentă la bol, după cum se poate vedea, nicio pată, nimic, adică e verde, 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 foarte, foarte bună culoare. Mai e cât una, dar foarte, foarte puțină. Am aici conopida mov, care cred că începe cât de curând să facă și asta căpățână, că văd că se începe să se închidă aici. Asta e ori conopida mov, ori de aceea care am luat eu, asta e din răsadul meu ăla blegăși, care era tot așa mititel, uitați-vă și voi, câta pălăria a făcut. Imensă, deci imensă. Asta și asta la fel, am impresia, da, care e tot aici. Deci arată super bine și astea, asta are curios dacă e mov. Și s-ar putea să fie mov, că e diferită de aia. Vedeți, are culori diferite asta. Un pic așa, un albastru așa deschis. Fain rău. Nu așteptam să facă căpățâni nici aici, pentru că uitați-vă și aici, cât e de des aici. E incredibil de des și uitați-vă voi, cât de micuți îs, începe să facă căpățâni. Au început să facă căpățâni, uitați-vă. Nu aveam vreo speranță la astea, pentru că nu mai aveam nici loc unde să le pun, sincer să fiu. Nu mai aveam loc, aici am pus sfeclă, au crescut și iarba, n-am mai umblat pe la sfeclă. Am lăsat așa pentru că crescut destul de mare iarba. Și până aici am plivit tot, aici am smuls buriana la zero, când aia roșii, conopidă și așa. Aici la sfeclă nu mai, pentru că sfeclă oricum e uriașă. E uriașă. Deci, să vă dau un exemplu, uitați-vă și eu aici, cât a sfecloiul, deci imense, imense, foarte, foarte mari și eu o să le lăsăm pe undeva până pe 20 septembrie, cam așa, 20 septembrie, 25 pe acolo, o să le recoltăm toate. Și avem aici broccoli, mamă cât de mare au crescut asta, n-am mai fost de vreo două zile și uitați-vă și eu aici, uitați-vă și eu aici, căpățâne de broccoli, uriașă, frumos, 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 chiar mă bucur mult că... S-au făcut și broccoli și când a fost munca de jaba, chiar nu mă așteptam. Uitați-vă ce frumoase căpățâni. Wow! Și foarte, foarte multe, fiecare, uitați-vă și aia, fiecare căpățâna ei.
Și aici iasă mică. Stați și eu, cât e crăpățând de brocole, nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Acum câteva zile nu era nici, aici nu erau și uitați-vă, toate au făcut legătură, toate. Uite ce faină și asta, wow. Wow, wow, wow. Deci toate au făcut legătură, avem brocoli din belșug. Mâncăm brocolianes. Asta care le-am pus atunci, ia vai de capul lor și uite că s-o prins. Și asta se facă un pic mai târziu când au fost repicate de vreo 3-4 ori. Vă dați seama că dacă le puneam dintr-o singură lovitură și nu le mai repicam, că și alea le-am repicat destul de mult, de vreo 2 ori și alea. Și dacă le puneam din prima răsat și puneam la distanță și nu le mai repicam niciodată din, să le scot din pământ, să le transplanteze în alt loc, erau căpățâni mult, mult mai mari, vă zic eu. La anul o să facem așa. Avem aici dovlecei, în prostii dovlecei de ăștia. Ci că sunt foarte, foarte gustoși. Nu mai știu exact cum se numește acest fâs sau hibrid, habar nu am ce e. Dar au făcut foarte mult și destul de mare. Am unul aici foarte, foarte mare, vreau să vi-l arăt și uite, ăsta e de luat. Ăsta e de luat că deja s-a făcut galben. Ci că ăștia când sunt galbeni, așa, galbeni, când sunt un pic galbeni, îți de recoltat pentru că trebuie să fie roșu înăuntru. Ci că sunt foarte, foarte gustoși și chiar vreau să fac. Acum zilele astea să fac o mâncărică așa bună. Uitați-vă și voi, foarte, foarte mulți. Uitați-vă și ce aici. Și ăștia nu cresc foarte mare, exact ca ăsta. Dau forma asta foarte, foarte interesantă. Ce frumoși. Ce frumoși. Dovlecii încep așa gata să o stuce de la căldurile astea ce au fost, da? Încă avem o recoltă bună de dovleci. Și am acolo unul foarte mare care l-am lăsat. Poate o să iau și sămânțe și cred că o să iau. Că văd că ăștia sunt foarte buni. Uitați-vă și voi aici. Cât a dovleacul de lung. Uitați-vă și voi. Are 20 jumate de metru lungime. Holy fuck. Și mai unul acolo. Imens. Și unul acolo, doi chiar. Foarte, foarte mari. Morcovii care sunt imeni și ăștia. N-am mai spus de mult. Un morcov se văd. Dar sunt destul de mari. Uitați și voi aici, ăștia tot așa pe 15-20 septembrie, poate și mai târziu pe 1 octombrie, chiar o să les cât de mult se poate să crească. Și vom aici bostoane care au crescut și ăștia mie și, uite, și aici au făcut brocoli, căpățâni, ia uite. Ia uite, mâine am mai păcat câte unul pe aici, unul pe acolo, mai am și pe partea aia să vedem dacă eu mai găsi. Deci avem recolte din belșug, mulțumim lui Doamne, Doamne. Uitați-vă și voi ce aici. Deci asta a făcut așa roșiatic, mamă, ăsta are 50 de kg lejer. Ce 50? Are mai mult de 50. Deci, wow, cât e de mare. Și mai e unul pe acolo, dar nu mai mă bag acum, că e cam complication pe aici, că au crescut nebunii. Uitați-vă și aici, brocoli. Brocoli cu bostan, care am pus acolo 10 sămânțuri, am zis 10... Sămânțe și uitați și voi cât s-au lungit până la fasole, până acolo. Deci are undeva la 7-8 metri cred că lungim, uitați și voi aici. Nu a făcut foarte mult, nu a făcut foarte mult. Cred că și știu de ce, poate din chestia că i-am lăsat să crească așa lungi și au mai făcut prin capete. Dar s-ar putea să mă duc să le rup vârfurile într-o zi la fiecare, adică chiar mâine o să fac chestia asta, pentru că poate i-am lăsat prea mult lungi și mai mult s-au concentrat asupra tulpini decât pe legumă, să zic așa. Fasole din belșug. Nu le-am mai, n-am mai luat peste că am umplut lada, trebuie să mai iau o ladă pentru lada, că nu se poate una ca asta. Deci am umplut lada de pastei, de dovlecei, de mazăre, de toate. Fasole forță, le-am lăsat acum să crească mari, le vom lăsa până se vor usca la septembrie, jumătate de septembrie, așa octombrie chiar. Și v-am lăsat să crească sfecle din belșug, bineînțeles. O să iau un purcel acum, că n-am ce să fac atâta sfecle. Și vaca am, și vaca, și o să le tai lor. Dar nu o să mai pun, cred că atâta, sau tine, știi, pun să pun și sfecle undeva, dar nu o să mai pun în partea asta, o să arăt în partea cealaltă și acolo o să pun sfecle. Aici o să pun doar tomate din categoria asta, vânătă, castraveți, roșii, ardei și așa mai departe. Doar chestii de astea o să pună levada asta, nu o să mai pună legume din categoria varză, să zic așa, cum e conopida, brocoli. Ba, s-ar putea conopida să pun tot aici, că eu merg destul de bine. Și brocoli. Dar varza nu o să mai pun aici, că am avut probleme cu musculița albă, dar e destul de mare. Dacă vă aduceți bine aminte, la început
Varza era foarte blegăjită, foarte blegăjită. Și dați și eu ce mare au crescut din câteva plântuțe, s-au făcut o junglă aici, asta la fel, tot trebuia mult, mult mai rare. Na, acum ce să fac, am lăsat așa, ce s-ar face, s-ar face, dar încerc să fac ciorchinuțe aici, undeva am văzut eu, nu mai știu unde. Nu mai știu unde, dar acum e greu să-mi dau seama care e planta. El îi face așa aici, nu îi face foarte mare, dar îi face așa între tulpinile astea. Nu îi face în interior ca varza normală ciorchinul de aia mare. Sigur, dacă se va face ceva, dacă nu aia e, oricum. Planul, avem îmbunătățiri care trebuie să le facem, nu o să mai punem pistraturi. Cel puțin varza, conopida și astea, că fac frunze foarte, foarte mari. Și trebuie pus în rânduri. În rânduri, la distanță bună și o să pună... O să pun zi, o să pun răsaduri la anul. Uitați-vă aici asta, ce mare, cât are un metru înălțime. Uitați-vă aici morcovane aici, holy fuck. Bun. Bun. Da, prieteni, cam ăsta a fost clipul, am vrut să vă mai arăt așa ce mai e prin grădină. O să revenim când o să... mamă, ce căpățână frumoasă, uitați-vă așa. Wow, wow. Are undeva la 500, mai bine de 500 de grame, vreo 700 de grame, cred. Trebuie să-mi iau un cântar neapărat. Și vedeți că începea să se strice pe aici. Numai bună de luat. Trebuia să o iau mai devreme, când era albă-albă. Dar e bine și așa, am uitat de ea, sincer să fiu. Dar e ok. Foarte, foarte faină. Aia o să iau mai devreme. Mai avem încă două plante care trebuie să... Una au făcut deja, dacă puteți, una că va face și cealaltă. Deci îmi pare rău că n-am pus mai multe. La anul o să pun foarte, foarte multe răsaduri de conopii, deși o să pun mai multe feluri. Deja am recoltat undeva la o lădiță de 20 de kilograme, foarte, foarte multă ceapă. Am dus-o direct în pod, n-am mai filmat absolut nimic, că n-am avut timp, v-am zis. Nu prea au fost timp așa pentru mine, că am avut și cu fânurile și cu toate nebunile astea. Am luat-o așa seara. Și m-a rămas astea care sunt de sămânță, vedeți? Le-am lăsat aici special, cred că, nu știu, face sămânță, habar nu am, astea nu au crescut deloc în pământ. Și le-am lăsat să vedem ce se întâmplă. Putem să o suci și să vedem dacă putem să luăm ceva sămânță de acolo. Da, hai. Respect, Doamne ajută conopida în forță.